Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 8 și 9 minute, am avut vacanță. Cât am avut vacanță? Am avut vacanță vineri, sâmbătă, bine, noi am avut mai mult. Vineri, luni și marți. Vineri, sâmbătă, duminică, luni și marți. Cu totul, 5 zile legate. 5 zile legate, da, da. Și s-a revenit acum, adică că vorbeam mai devreme, m-am uitat pe Waze, deja blocat București, deci e clar că imensa majoritate a cetățenilor din acest oraș a revenit la treabă. Mai sunt ceva excepții, încă o dată, printre care și Vlad. Da, Vlad, da, e, mă rog, vacanță, hai să nu mai... Da. Așa. Dar vești bune, prieteni, urmează o nouă vacanță de 5 zile, cât de curând? Când? De Rusalii. De Rusalii și ziua copilului. Păi stai, mă, și de 1 mai nu se întâmplă. Aia e altă vacanță, dar nu de 5 zile. Noi vorbim de o vacanță ca lumea de 5 zile, nu de astea. Astea deja sunt la... Deci, fii atent, pentru copii, fiul meu era, aseară făcea socoteala, era topit. A avut vacanța de Paște până ieri. Are 3 zile de școală, săptămâna viitoare are săptămâna verde. Așa. Pe urmă e 1 mai și pe urmă asta de care vorbesc, mini-vacanța de ziua copilului și Rusalii. Întâi pică joi din ce am văzut și Rusaliile, mă rog, prima zi e duminică. 1 iunie, pardon. Da. 1 iunie e joi și se face punte cu vineri, cum e normal și civilizat. Da. Așa. Și pe urmă Rusalii, a doua zi de Rusalii e luni. 5. Pe 5. Da. Deci, practic, cum a fost acum de vineri până marți, atunci o să fie de joi până luni. Până luni. Mă, ce poți dori mai mult? Adevărul e că anul trecut am suferit, că au picat ca naiba toate sărbătorile, libere n-au prea fost. Așa multe, e. În weekend există un revers, nu? Trebuie să fie un echilibru în natura asta. Și așadar, prieteni, ne așteaptă o nouă vacanță frumoasă de 1 asta iunie. Asta cu 1 mai, cred că e o problemă în momentul ăsta, că pică luni anul ăsta și o legi doar așa, o zi de weekend, știi? E un weekend prelungit. Da, mă, dar dacă pica măcar marți... Era ideal. Era altceva. Nu le poți avea pe toate. Înțelegi? Adică altfel se combină. Oricum, combinau. E vremea asta nasoală, e greu să cred că o să fie de mers la mare de 1 mai și atunci, vezi, mai bine o amânăm pentru de Rusalii, ne scoatem pârlea la atunci. V-ați făcut planuri, prieteni, de mers pe undeva de Rusalii în vacanța asta de 5 zile, la munte, la mare, eu știu... peste hotare. Păi, mă, nu crezi că, crezi că se merge dintr-o vacanță în alta? Crezi că și-a făcut lumea planuri și pentru de plecat și pentru alea 5 zile? Bă, adevărul că astea sunt cele mai bune sloturi, ca să zic într-un neologism. Sunt cele mai bune perioade de vacanță. Asta de Paște care a trecut și asta de Rusalii. Că nu e vacanță la nivel interglobal și atunci nu e nici vremea perfectă. Și atunci găsești prețuri rezonabile, mai ales dacă vrei să călătorești în străinătate, e momentul cel mai bun. Păi hai să vedem, 0728 3 de 1 3 de 2. Spuneți-ne dacă aveți planuri deja făcute pentru mini-vacanța asta de Rusalii, legată cu ziua copilului și așa mai departe. Dacă nu, faceți-vă, că vă spun, e cel mai bine să fructificați. Că uite, Luca zice că voi v-ați făcut planuri, eu zic că nu v-ați făcut chiar toți, adică chiar în halul ăsta să mergem. Da. Nu știu ce să zic. 0728 3 de 1 3 de 2. Unde plecați? Eu mi-aș de ziua copilului Rusalii. Nu spune că ai pregătit ceva. N-am pregătit, că n-avem liber, dar... Noi n-avem liber. Au doar copii. La noi s-a dus puiul cu ața până în iunie. Ce în iunie? În august. Până la 1 august aici suntem cu voi, să știți, nu mai scăpați de noi. Noi nu mai plecăm nicăieri. Uite, cineva ce mergem în Tunisia. Măi, nebunii, s-ar putea să ai dreptate. Ce planuri aveți pentru mini-vacanța de ziua copilului legată cu Rusaliile? 0728 3 de 1 3 de 2. Vă așteptăm mesajele. Și sperăm să le dăm idei și celorlalți care încă nu s-au pregătit. I-a luat pe nepregătite această nouă vacanță. Încă o dată vă recomandăm din suflet să vă duceți care încotro, pentru că sunt prețuri mai mici decât în alte perioade, mai ales pentru city break-uri sau alte vacanțe în Europa. Și uite, de exemplu, Paul din Oradea ne spune că are deja plata făcută pentru o croazieră pe Mediterană. Te urăsc, Paul din Oradea. Plecare în 28 mai până în 4 iunie. Roma, Palermo, Ibița, Valencia, Marseille, Genova. Te urmă, rămânem încă două zile la Roma. Te urăsc. Bravo, Paul, a socotit-o foarte bine. Te urăsc, Paul din Oradea. Da. Altcineva? Și vezi că a mai făcut o adăugare, că nu... Ieri înțeleg că s-a întors din vacanța de o săptămână din Cipru.
A fost în stațiunea Aia Napa. Ideea e că nu trebuie să prindă lumea boală pe el. Păi nu, dar că am prins eu boală pe Paul, păi, din Oradea. Ajunge. Paul din Oradea, ne vedem noi. Lau din Timișoara spune că vor merge în Dubai și că biletele au fost foarte ieftine, le-a luat acum 2 luni și vor fi cu plecare din Belgrad. Asta este, ne facem iarna car și vara sanie. E foarte bine, mai ales când vrei să călătorești, să-ți iei din timp, da, biletele. Poate nu e târziu pentru vacanța asta de 1 iunie, că mai sunt totuși o lună și jumătate, cam așa, nu distanță, până atunci. Dar luați-o ca pe o idee bună, Luca a zis-o foarte bine. Dacă de Paște v-ați, sau ne-am sincronizat mai mult sau mai puțin și cu Paștele Catolic, da, care se sărbătorește îndeosebi în Europa, da, și atunci au vacanță și copiii de acolo și prețurile, cazările, avioanele au fost ceva mai scumpe, de data asta copiii n-au neapărat vacanță. În alte țări. În alte țări, da, da, și atunci lucrurile ar putea sta chiar mai bine din punct de vedere preț. Asta zic. Eu recunosc că în fiecare an, bine, noi avem și programul ăsta al nostru fix, că noi știm că avem vacanță de Crăciun, de Paște și în luna august. Uh-huh. Ăsta e stas la noi. Și cea mai convenabilă pentru mine e în, de Paște, pentru că în august e peste tot scump, de Crăciun și de Revelion la fel. Și întotdeauna îmi iau vacanțele din decembrie-ianuarie, pentru tot anul următor, pe cât posibil, ca să fie cât de cât acceptabile prețurile. Și uite, la fel ca mine, procedează și Liana, care spune că și-a luat încă din noiembrie vacanța prelungită de 1 iunie în Cefalonia. Alți ascultători merg în Creta sau Lefkada. Grecia pare a fi o destinație favorită pentru mini-vacanța asta de Rusalii, care, după cum spuneam, va cuprinde 5 zile începând cu 1 iunie. Adevărul că în Grecia, în perioada asta, până undeva spre 15-20 iunie, odată sunt alte tarife la restaurante, nu mai vorbim de cazare, uh-huh, și transportul până acolo. Da, și vreme teoretic bună. Dacă prindeți un an bun în care și apa să se încălzească ceva mai repede decât de obicei, e perfect. Uite, Mirela din Oradea ne mulțumește că i-am dat idei și se apucă să caute destinații, și la fel și Adriana din București. Cum spuneam, pe lângă variantele astea în străinătate, ascultătorii noștri își fac planuri și pentru a călători în țară. Adriana spune că fugim în Bucovina, într-un loc recomandat de prieteni, și așteptăm acolo zile colorate. Noi ne-am făcut planurile de anul trecut, ne scrie Cristian din Nădlac. Vom merge la o nuntă în 6 mai și la una în 20 mai. Ambele sunt în țară și ce ne-am scos și cu biletele de avion, citesc amărăciune în mesajul lui. La fel și Radu din București zice, din păcate am 2 nunți în mini-vacanța de Rusalii și nu pot pleca nicăieri. Revenind la variantele în țară, uite, altcineva ne povestește că o să meargă într-un road trip prin țară, combinând cazarea la hotel cu cea la cort. Traseu Brașov, Lacul Sfânta Ana, Miercurea Ciuc, Toplița, Colibița, Vatra Dornei, urcat pe Ceahlău și dormit acolo o noapte. Și încă o recomandare venită de la două doamne, de la Mioara și de la Alina. Înțeleg că este un festival care se numește Gastro Blues Festival și asta cu gastro magită. Nu e rău. Va avea loc la Tușnad, se ține de 4 ani doar de Rusalii. În perioada 2-4 iunie va fi, iată, la Tușnad, acest Gastro Blues Festival, unde bănuiesc că o să fie și ceva de halit pe lângă muzica blues. Ramona spune, ziceau și copiii din vest vacanță de Rusalii, că și catolicii au așa ceva. Da, da, nu cred că fac punctile astea ca la noi, nu știu dacă au și 1 iunie. Da, 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 nu cred că au imaginația atât de bogată. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.